Bună ziua și bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, de această dată la Publica, vechea noastră emisiune. Suntem la o săptămână după alegerile locale, alegeri care au produs și niște surprize și niște schimbări. Prima dintre aceste schimbări este chiar la vârful primăriei, unde Corneliu Ionic a devenit noul primar al Piteștiului, însă poate cea mai mare surpriză a făcut-o Dănuț Dinu, candidatul independent la primăria Pitești, a reușit să se claseze pe locul 4, chiar peste niște partide cu nume. Și alături de mine este chiar domnul Dinu. Domnule Dinu, bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, domnul Emanuel, bine v-am găsit și bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur că m-ați invitat, pentru că pentru mine e important ca oamenii să afle câte ceva și din culisele acestor alegeri. Oamenii au avut încredere în mine și eu sunt foarte mulțumit de acest lucru. Le promit că nu o să-i dezamăgesc pe timpul mandatului meu ca și consilier local la primăria Pitești. Haideți să vă întreb, cum au fost aceste alegeri pentru dumneavoastră? A fost o perioadă foarte grea, trebuie să recunosc. Pentru mine a fost ceva absolut nou. Vă dați seama, acum 2 luni de zile eu am trecut în rezervă din poliție și am intrat direct în această luptă electorală cu toți rechinii, cu toate partidele, cu ziariști care te denigrează fără niciun motiv, cu oameni care încep să vorbească despre tine, cu oameni care îți aduc aminte că ai făcut și ce n-ai făcut și chestiuni de genul ăsta. Nu a fost o luptă ușoară, însă am trecut prin ea alături de familia mea. Sunt foarte fericit că am avut mii de oameni alături, oameni care cred în mine. Vă dați seama, mai mare satisfacție decât să vezi că cineva ți acordă votul într-o societate în care nimeni nu mai are încredere în nimic, nu prea există. Vreau să vă spun că, așa cum am promis, să vă spun că n-am cheltuit decât 900 de lei în campanie electorală, 9 milioane de lei vechi, pe care, deși inițial nu am vrut să îi cer înapoi de la statul român, în urma unor discuții cu niște prieteni m-am hotărât să îi recuperez și să îi donez unui caz social. Prietenii mei m-au convins, au zis, lasă, de ce să-i lași acolo la așa? Mai bine ia-i înapoi și donează-i unui caz social. Și de altfel, vreau să vă spun că aceste cazuri sociale vor fi în atenția mea și în următorii 4 ani. Față de ceilalți contracandidați ai mei, am cheltuit cea mai mică sumă în campanie. Cred că în țară este cea mai mică sumă pe care a cheltuit-o vreun candidat și cu cele mai bune rezultate. Vreau înainte de a continua, să pentru că sunt un tip de onoare, nu sunt un om, vreau să-l felicit pe domnul Ionica pentru rezultatul obținut, pentru faptul că a ajuns primarul Piteștiului și să-l asigur, pentru că nu sunt un individ conflictual sau ceva de genul ăsta, că atunci când vom începe efectiv munca în Consiliul Local, eu voi fi un tip care va fi întotdeauna de partea legii și de partea corectitudinii și va avea, din punctul meu de vedere, tot sprijinul, să nu creadă cineva că vine Dănuț Dinu independentul să se certe cu cineva sau să bage bețe în roate cuiva. Nu, departe de mine acest lucru, sunt prieten cu toată lumea, sunt prieten și cu PSD-ul, și cu PNL-ul, și cu cine a mai intrat, cu PMP-ul, și cu ALDE, sunt prieten cu toată lumea, sunt deschis la orice fel de discuție. Atunci când ceva nu mi se va părea corect, voi sesiza și voi spune punctul de vedere. Când lucrurile, din punctul meu de vedere, vor fi corecte, fără nicio problemă voi fi de acord. Mi se pare că trebuie să uităm de orice fel de animozitate în Consiliul Local, trebuie să uităm că și s-a terminat campania electorală și să ne gândim cu toții la binele acestui oraș pe care eu personal mi-am propus să îl fac să zâmbească din nou. Din poziția pe care o să am. Dacă aș fi fost primar, poate că aș fi, cu siguranță, aș fi avut mai multă putere și lucrurile ar fi decurs altfel. Dar eu sunt convins că domnul Ionică și toți ceilalți consilieri sunt niște oameni deschiși. Cred că și dânsii trăiesc în anul 2016 și vom încerca să facem împreună ceva în așa fel încât lună de lună populația Piteștiului să simtă că se mișcă ceva. Să simtă, dom'le, ne mișcăm, hai că am început să ne mișcăm. Știți că sunt probleme legate de bani, de normal, de buget. Anul ăsta deja bugetul local este bătut în cuie și mare lucru nu poți să faci. Adică știți bine că nu te poți abate de la bugetul local. Ar însemna deturnare de fonduri, ar însemna să cine știe. Dar
Am eu un prieten care chiar mi-a spus, zice, stai liniștit că de-abia de la anul învățați să mergeți. Și cred că înțelege toată lumea ce vreau să spun. Cum ați așteptat dumneavoastră acest rezultat? L-am așteptat cu speranță. Vreau să vă spun, aș fi un, nu știu cum să nu recunosc faptul că mi-am făcut speranțe să ajung chiar edil al acestui oraș. Nu s-a putut. Asta este situația. Însă am un singur regret. Faptul că populația tânără, de la care mă așteptam la mai multă implicare și pe care o să o rog să se implice mai mult în viitor, nu a ieșit la vot. Nu știu, poate că a fost un vot de blam dat tuturor politicienilor, faptului că 26 de ani lucrurile au mers în jos, nu prea au mers în sus, nu știu ce să zic, nu vreau, fiecare cu decizia lui, atâta vreme cât votul în această țară nu este obligatoriu, dânsii au tot dreptul să-și utilizeze acest drept sau nu. Dar eu o să-i sfătuiesc ca în continuare să facă lucrul ăsta, să iasă la vot, pentru că lucrurile nu se pot schimba dacă rămânem indiferenți. Asta este toată chestiunea. Vreau să vă spun că sunt mândru de mine, lăsând la o parte orice urmă de modestie, că nu e vorba de modestie sau de laudă aici, chiar sunt mândru de mine. Vă dați seama, un singur om să te lupți cu toate formațiunile politice bine înfipte, este foarte greu să pătrunzi în acest sistem, dar chiar sunt mândru de mine și dacă stau să mă gândesc și să fac o analiză chiar pertinentă a rezultatului votului, v-am zis, fără laudă sau ceva, cred că sunt un pic cam câștigător al acestor alegeri, pentru că am reușit de unul singur să ocup poziția a patra, la 300 și ceva de voturi înapoi a domnului Gerea de la ALDE. Cred că asta spune tot. Adică și felicit, bineînțeles, și pe toți ceilalți contracandidații mei pentru ceea ce au obținut. Bine că mie ar trebui să mulțumesc PSD-ul și PMP-ul că la Consiliul Local am făcut cât 3 consilieri și dânșii au mai băgat prin distribuire unul. Dar n-are nimic, asta e. Să fie sănătoși, nu e niciun fel de problemă. Dacă înainte de alegeri vă spunea cineva că o să terminați pe locul 4 la o foarte aproape de locul 3, l-ați fi crezut? Ținând cont că este greu să te bați cu un partid politic, știu, din postura de candidat independent. Deci nu v-am ascuns că am sperat. Altfel nu intri într-o luptă, nu? Dacă mă simțeam slab, există un proverb, atunci când te simți slab sau când ești slab, îți îmbrățișezi dușmanul. Eu nu m-am simțit slab, nu mă simt deloc slab, pentru că am în spatele meu mii de oameni care cred în mine, mii de oameni cărora eu nu le-am înșelat și nu o să le înșel încrederea. Cred că a fost o problemă legată de faptul că mulți n-au avut ei încredere în puterea votului lor. Mulți au gândit, dar eu vă spun, alegerile au fost corecte, absolut corecte. Pentru că și eu am asistat la o numărătoare într-o secție de votare. Absolut corecte. Fără discuție, alegerile au fost. Dacă s-a întâmplat vreo greșeală de asta minoră, să zicem, că poate din greșeală, din cauza oboselii, s-a strecurat vreun vot de la alt, dar asta nu e relevant pentru numărătoarea finală. Adică, clar, eu recunosc că aceste alegeri au fost corecte. Felul în care au votat oamenii nu poate fi discutat, pentru că fiecare votează așa cum dorește și îi apreciez foarte mult pe cei care au votat, iar pe cei care nu au votat îi rog să o facă în continuare în viitor, pentru că sistemul electoral a devenit destul de bine pus la punct în România și fraudele electorale au șanse aproape zero. Bine, nu pot să elimini niciodată, dar eu spun că aproape zero, pentru că acolo într-o secție de votare sunt câte 10-11 inși de la diferite formațiuni politice, sunt președinții, locțitorii, oameni care nu au nicio implicare politică, nimeni nu-și riscă pielea în ziua de astăzi să ajungă unde? La pușcărie pentru că face nu știu ce porcărie, să fure 2 voturi de la Dinu, să îi le dea nu știu cui sau de la nu știu cine să îi le dea lui Dinu. Nu. Eu exclud această chestiune, cred că există un Dumnezeu până la urmă și pentru toți, dar vă spun, eu recunosc că aceste alegeri au fost corecte și rezultatul este unul corect. Nici nu stă în caracter mie, de altfel, să mă apuc să fac contestații sau, să fim serioși. Deci să fim serioși, dar am văzut că au fost niște candidați care s-au apucat să facă contestații. Sau, asta este un fel de lipsă de onoare și dumnealor nu știu să piardă. Asta este ideea. Nu știu să piardă, vă spun eu. Asta denotă caracterul unor oameni care până la urmă au condus acest oraș 26 de ani degeaba, păcălindu-i pe oameni și făcând tot felul de porcării.
În fine, nu vreau să intru acum în mai multe detalii, dar cred că lumea a înțeles ce am vrut eu să spun. Trebuie să mergem către o altă etapă, domnul Emanuel. Trebuie să înțelegem că s-a terminat cu chestiunea asta. Oamenii nu mai caută savanți. Nu caută savanți. Oamenii caută oameni cinstiți. Oameni care să aibă grijă de banul lor public și care să facă ceva. Asta caută oamenii în ziua de azi. Din păcate, mulți politicieni nu înțeleg încă, văd că nu înțeleg. Ei se miră, toți se miră că te mai după la televiziune ăștia, concurente de la noastră, că mi-a spus și mie lumea că nu mă uit, că nu vreau să îmi stric seara sau ziua. Și se întreabă, domne, cum a reușit Dănuț Dinu să ajungă în postura asta? Păi Dănuț Dinu a reușit prin cinste și corectitudine, vă spune, nu e niciun fel de ascunziși. A reușit prin tot ceea ce a făcut el pentru comunitatea asta. Alții nu s-au implicat deloc în comunitatea asta. Eu am fost acolo pentru toată lumea. Cu ce am putut eu? Deci cu ce am putut eu? Nu i-am dezamăgit pe oameni. Dacă dumneavoastră ați venit la mine cu o problemă, am vorbit cu dumneavoastră și v-am spus, domnule, pot să te ajut? Nu pot să te ajut. Du-te acolo. Acolo poate cineva să te ajute. Dar să știți că pentru oameni contează foarte mult să-i bagi în seamă. Oamenilor, dacă le dai un răspuns, oamenii țin minte, oamenii sunt atât de nebăgați în seamă în țara asta, se simt atât de neimportanți și atunci când tu îl faci să se simtă într-adevăr important, omul îi crește speranța că ceva se poate schimba, se poate schimba. Cam despre asta este vorba, să nu se mai mire nimeni de ce Dănuț Dinu a ajuns cu 9 milioane de lei să câștige cât 3 consilieri în Consiliul Local sau să fie pe locul 4 în alegeri. Dacă stau bine să mă gândesc, sunt chiar pe locul 2, dacă până la urmă, pentru că domnul Pendiuc a ieșit definitiv din cursă, domnul Gerea, să știe toată lumea că de fapt e pentru București, urmărește în continuare fotoliul de parlamentar, așa că după domnul Ionică vine domnul Dinu. Asta sunt, uitați-vă la mine, dragi telespectatori, asta sunt, dacă vă place de mine, bine, dacă nu, o să fac tot ce pot ca să vă placă de mine și data viitoare să-mi acordați mai mulți voturi, pentru că o să fiu acolo pentru dumneavoastră, vă spun sincer, o să fiu acolo pentru dumneavoastră sau oriunde veți decide dumneavoastră în viitor să mă trimiteți. Eu am cu ce trăi, trăiesc decent, nu sunt om bogat, departe de mine chestia asta, nu, n-am societăți, n-am terenuri, n-am vile, am niște autoturisme second hand pentru că am muncit, am ieșit la pensie comisar șef, aveam un salariu destul de bun, am o pensie destul de bună pe care am muncit-o, am fost plecat prin străinătate vreo 4 ani, prin Bosnia, prin Kosovo, am câștigat destul de mulți bani, cinstit la fel, deci cu Națiunile Unite. Asta e Dănuț Dinu. Am o familie frumoasă și familia mea frumoasă de fapt este toată averea mea sau cea mai importantă averea mea pentru că am și 4 copii și mulțumesc de Dumnezeu că suntem toți sănătoși și că avem putere de muncă. Am o energie teribilă, un elan teribil și o dorință de a schimba lucrurile mai mult decât vă închipuiți. Pentru mine cele 6.328 de voturi pe care le-am primit, vă spun sincer, au semnat mai mult decât aș fi primit 6.328 de milioane de lei. Pentru că pentru un ofițer de carieră cum sunt eu, onoarea și faptul că cineva îți recunoaște meritele înseamnă mai mult decât banii. Mă pot sătura și cu 2 lei, mă pot sătura și cu, am o vorbă, pot să te saturi și cu 2 lei și cu 200 de lei. Dacă găsești bani de 2 covrigi și nu știu ce și sau mama zicea, mama, dacă n-am bani mai bine sparg o ceapă și mănânc o ceapă, dar o să merg cu capul sus. Da, cam așa stau lucrurile. După aflarea rezultatelor, v-au sunat contracandidații să vă felicite? V-au spus ceva? Nu, m-au sunat oamenii care m-au votat și cărora le mulțumesc din suflet. Mi-au trimis mii de mesaje și în privat și pe Facebook, pentru că trebuie să știți că de fapt campania mea, pentru faptul că nu aveam bani să mă duc să, eu știu, sau, și nici nu m-am dus să mă milogesc prin cartiere, să mă umilesc, cum să spun, adică sunt oameni, dom'le, oamenii trebuie să gândească altfel în ziua de astăzi. M-am uitat și eu cum fac alții campanie. Se duceau să se bage în seamă prin cartiere că vezi, doamne, nu curge apa pe nu știu ce țeavă. Și acum au uitat. Gata, de luni încolo nu se mai duce nimeni la oamenii ăștia. Dom'le, chiar oamenii care se uită acum la noi chiar nu s-au săturat de prostia asta. Mă gândesc și eu, chiar nu s-au... La ce te duci să... Pentru ce te faci că-ți pasă și de fapt ție nu-ți pasă, nu? La mine campania a fost clară, făcută pe rețele de socializare, unde v-am zis, am vorbit cu mii de oameni personal și oamenii au văzut în timp de 3-4 ani, tot văd ce face Dănuț Dinu, da? Că Dănuț Dinu s-a implicat atât cât a putut el. Am avut și probleme că m-am implicat. Că lucram în poliție și tot timpul mă chemau, mă, că ai organizat nu știu ce, mi-ai făcut, că nu știu. Da, dom'le, care e problema? Dacă nu furăm nimic, dar nu trebuie să facem ceva pentru comunitate? Da, dar știi că probabil că erau certați tot din topă linie din asta. În fine, mă abțin. Și chiar am fost în ultimul an
cercetat de vreo 4 ori disciplinar, bineînțeles că am ieșit mereu, numai pentru faptul că postam pe Facebook. Hai să ne vedem, să dau un exemplu care vine acum cel mai... Când i-am convocat toată lumea când cu colectivul și au ieșit 2000 de oameni pe stradă și eu am organizat chestia asta și toată lumea a fost disciplinată, n-a fost nimeni... Vedeți, oamenii apreciază. Unora nu le-a convenit. Cum se ia să dănuți din în față? Cine e dănuți din față? Ne ia nouă fața sau cine știe ce? Păi faceți și voi, cine vă oprește. De ce nu vă bagă lumea în seamă? În fine. Și întotdeauna am ieșit nevinovat, pentru că nu era cazul, nu făcusem nimic, nu furasem, nu dădusem în cap, pur și simplu făcusem niște activități sociale cu impact către oameni, nu? Și în binele, spre binele oamenilor, știți? În fine, au trecut, erau mici șicanări, au trecut, eu le-am uitat, le-am înțeles și punctul lor de vedere, știu că lucrurile nu merg chiar cum trebuie în toate instituțiile statului, pentru că mai există uneori chiar și underground, așa, o implicare din asta colorată de politică, dar probabil că în timp lucrurile astea se vor termina. Și eu sper din toată inima să se termine. Dacă aș ajunge vreodată într-o poziție mai înaltă, eu știu să zicem, și eu sper că toată lumea visez, asta e. Chiar aș promova o astfel de lege în care niciun fel de funcționar public să nu aibă voie să aibă apartenență la vreun partid politic. Înțelegeți? De niciun funcționar public. Deci toată lumea să fie independentă. Pentru că eu știu, mai puțin poliția sau armata sau pompierii sau așa, sau jandarmii, în alte instituții oamenii sunt implicați politic, din nefericire. Adică în școli, pe la spitale, pe la nu știu pe unde, pe la... Nu e corect. Mie nu mi se pare corectă treaba asta. Și sunt presați politic. Mie îmi pare rău că se întâmplă lucrurile astea în România, pentru că din cauza asta nu ajung unde trebuie oameni care sunt competenți, să știți. Nu ajung. Ei sunt descurajați să se prezinte la concursuri sau multe concursuri sunt trucate și noi nu dăm înainte în felul ăsta. O să știți, la noi în România câștigă concursul cine e la guvernare? Cu partidul X. A X-ului. Nu e corect așa ceva. Deci lucrurile astea trebuie schimbate. Aici e vorba de voință politică. Deci eu personal așa văd lucrurile. Dacă aș ajunge undeva sus, aș spune clar. Deci, dom'le, să nu mai existe niciun fel de culoare politică prin niciun fel de instituție, prin niciun fel de spitale, prin niciun fel de școli. Nu. Toată lumea să fie și pur și simplu o să vedeți că lucrurile se vor schimba, pentru că atunci oamenii tineri, mai ales care vin din spate, vor căpăta mai mult curaj să vină la examene. Dom'le, să fie corect, nu cere nimeni altceva, dom'le, decât hai să ne schimbăm. Încotro ne îndreptăm ca țară până la urmă? Încotro ne îndreptăm? Vrem și noi să facem lucrurile cum trebuie sau nu vrem? Asta este întrebarea. Sau ăia care vrem să trăim corect, trebuie să ne luăm bagajele și plecăm, Doamne iartă-mă, de aici din România. Chiar nu înțelegem că trebuie să trăim corect, dar nu. Și sunt de acord, la fel. Asta vă spun. Sunt lucruri pe care oamenii de politici nu le înțeleg. Păi, domnule, ca să terminăm o dată cu corupția și cu chestiile astea, oamenii trebuie plătiți. Profesorii trebuie plătiți, medicii trebuie plătiți, polițiștii trebuie plătiți, armata trebuie plătită, pompierii trebuie plătiți, tot ce ține de instituțiile statului trebuie plătite, domnule, pentru că oamenii aici vor face datoria altfel dacă vor fi plătiți. Eu mi-aduc aminte când lucram, de exemplu, eram pe afară, lucram afară și câștigam o grămadă de bani. Domnule, vă spun, nu vreau să spun că să sperie lumea, dar câștigam cinstit o grămadă de bani, pentru că riscam viața zi de zi. Dacă venea cineva la mine să mă servească cu o țigare, la vremea aia fumam, să se lase toată lumea de fumat, că e cel mai m-am lăsat de vreun an. În fine, dar la vremea aia fumam. Și dacă ar fi venit cineva către mine să mă servească cu o țigare, domne, fugeam, pur și simplu fugeam. Mă întorceam, domne, te rog frumos, scoteam eu pachetul meu, ia dumneata de la mine una, pentru că mi-era frică să nu cumva să se interpreteze ceva și să-mi pierd salariul luna viitoare. Deci asta este ideea. Dacă vrem să facem ordine în țara asta, până la urmă, și peste tot, de fapt, în toate instituțiile, dom'le, oamenii trebuie plătiți. Că dacă îi plătești, oamenii o să-și schimbe ușor, ușor. Eu nu spun că o să eliminăm corupția, nu. Dar din 100 de oameni care mai cer șpagă în țara asta sau care își doresc un pic de șpăguță, 99 nu o să mai ceară. Mai există și oameni bolnavi, cum sunt și cleptomanii, fură că nu le trebuie, dar fură pentru că, în fine, mai există și ăștia, dar ce să facem, măcar să o diminuăm, nu? Adică nu există nicio țară în lumea asta fără corupție, dar România este o țară plină de corupție. Problema este, revin la o chestiune despre care am vorbit anterior și mă întreb de ce. Eu văd și eu pe rețelele de socializare, deci toți tinerii de vârsta noastră, mai mici, mai mari, populația tânără, hai să zicem undeva până la 60 de ani, undeva între 18 și 60 de ani, toată lumea se vaită. Că e corupție, că lucrurile nu merg bine, că nu avem locuri de muncă,
Eu știu că salariile sunt mici. Bun. Duminică te costa 10 minute din timpul tău să te duci să votezi o schimbare. Dacă o femeie de servici nu dă bine cu mătura, o schimbăm. Nu? Că dacă nu schimbăm, tot nu o să dea bine cu mătura. Vine alta, o schimbăm și pe aia, dacă nu dă bine. Vedem ce facem, asta este. Poate că și sistemul electoral ar trebui modificat în România, așa cum este în Statele Unite. Am auzit că la ei, am înțeles că la ei, de exemplu, se votează din 2 în 2 ani. Sau, așa, am înțeles, cum ar fi la noi, Camera Deputaților anul ăsta, la Senat peste 2 ani. După aia Camera Deputaților vine la 4 ani, dar vine tot. Pentru că trebuie să dai niște semnale. Populația dă niște semnale. Fraților, ori faceți treabă, ori vă sancționăm. Da? Plecați de acolo la următoarele alegeri. Și ai o perioadă mai mică, așa, undeva la... Știți? Chiar dacă unii ar spune, nu, domne, că o să coste iară mai mult, că iară alegeri, că iar... Și care e problema? Nu ne costă mai mult? Oare nu ne costă mai mult dacă lucrurile nu merg bine? Nu? Nu ne costă mai mult dacă lucrurile nu merg bine în țara asta? Oare nu nebunesc oamenii? Oare nu devin mai nervoși când văd că nu se schimbă nimic? Afin, sunt numai niște idei ale mele. M-aș bucura ca lumea să le preia așa cum trebuie, să înțeleagă faptul că trebuie să schimbăm ceva în țara asta și chiar să mergem, cum să vă spun, chiar să mergem către, trebuie să ne apropiem de Europa, că am rămas și ca mentalitate am rămas în urmă. Nu mai vorbesc de infrastructură, nu mai vorbesc de, eu știu, de alte lucruri, da? Pentru că și pe mine mă doare când dau cu mașina niște gropi, când dau cu, nu mai știu ce se mai întâmplă sau așa, îți mai cade un copac pe nu știu pe unde sau chestii de genul ăsta. Eu sper că administrația își va face datoria. Eu, din poziția mea pe care o ocup acum, o să-mi dau toată silința să fac lucrurile cât mai bine, în sensul că voi promova, voi discuta proiecte, voi vedea ce e de făcut acolo, pentru că trebuie să înțeleagă toată lumea că un consilier local nu e deloc Dumnezeu și nici nu e implicat în mod direct în chestiunile legate de administrație. Dar eu spun că lumea înțelege din ce în ce mai mult ce se întâmplă în România. Locul 4, consilier local, ce urmează pentru dumneavoastră? Domnul Emanuel, ce să vă spun? Recunosc că mă gândesc, chiar mă gândesc. Am văzut că totuși se poate, am văzut că oamenii prind curaj, am atâția oameni care înseamnă că gândesc ca mine, sper să fie din ce în ce mai mulți și sper să înțeleagă că trebuie să schimbăm această clasă politică. Nu știu ce va urma, deocamdată stau în banca mea, ca și consilier independent, nu știu ce va urma, mă gândesc. Nu, că mă gândesc că trebuie să facem ceva și mai sus, pentru că lucrurile, orice s-ar spune, lucrurile se schimbă de sus în jos. Adică întâi intervine votul, care aparține tuturor, și apoi oamenii pe care noi îi trimitem sus trebuie să-și facă acolo datoria și să încerce să schimbe lucrurile de sus în jos. Printr-o lege bună, prin, eu mai știu ce, cum e la guvern, prin hotărâri de guvern, ca idee vreau să spun. Nu neg că acum am pornit pe drumul ăsta. Nu pot să... Trebuie să vedem un... Mă gândesc că am foarte multe lucruri în cap. De exemplu, dacă o să... Mă gândesc să candidez, sincer. Nu niciodată. Mie nu-mi place să mint pe nimeni. Chiar îmi propun să vedem, dar nu știu cum o să se întâmple chestia asta. Chiar mă gândesc să mă duc spre Camera Deputaților sau spre Senat, să vedem. Nu știu. Este foarte dificil. Mai rău e că sunt independent. Asta este mai rău, este o problemă. Însă deocamdată rămân independent și o să văd. Eu trebuie să vorbesc și cu oamenii care mă susțin. Trebuie să le cer și lor părerea, pentru că sunt un tip corect. Așa, mie nu-mi place să mint pe nimeni. N-am de ce, m-aș face de râs. Eu nu sunt tip să se facă de râs. V-am zis, sunt un individ din ăsta. Crescut așa, cu liceu militar, școală de ofițeri, într-un spirit al onoarei, știți? Eu am purtat... emblema țării pe umăr și pentru mine e o onoare. Steagul României chiar este o onoare. Nu permit să mă joc cu chestiunile astea. O să vedem. Nu am luat nicio decizie. Am multe, foarte multe în cap. De exemplu, chiar mă gândeam mai aseară și discutam cu soția mea, că așa, soția mea este cel mai bun consilier al meu. Ea este femeia care mi-a fost mereu alături și vă dați seama că... Da. Și chiar discutam și ne gândeam cam ce am putea să promovăm așa sau ce aș putea să promovez sau ce aș putea să spun oamenilor că trebuie să schimbăm în țara asta și chiar mă gândeam că eu cred, trebuie discutate lucrurile astea, dar unul dintre lucrurile care mi le-aș propune eu, de exemplu, ca și să zicem, ar fi să cresc salariul minim pe economie. Eu nu înțeleg de ce în țara asta unii trebuie să se plimbe în cine știe ce mașini de lux, cine știe ce patroni,
și angajații lor trăiesc cu minim pe economie. În Germania nimeni nu se îmbogățește într-o generație. În Germania oamenii se îmbogățesc în 3-4 generații. Când vin, eu am prieteni mulți și din Germania, și din Franța, și din Spania, și mai vin prin România, mai discutăm, în fine. Și ei au fost foarte mirați când au văzut chiar nemții, că ei produc niște autoturisme de-astea, așa, când au venit în România, erau foarte mirați. Dom'le, zice, nici la noi nu au apărut modelele astea de Mercedes sau de BMW-uri, ultimele tipuri de mașini. Nu mașină de 10 ani sau de 15 ani, mașină de o secundă, m-ați înțeles? Erau și mirați, Doamne, cum e posibil? Zice, dar de unde atâtea, că de-abia ați nimerit în democrație? Mai aveam un prieten american, chiar fac o paranteză, care îmi spunea, asta acum vreo 17-18 ani, zicea, ce n-ai zice, vă mai chinuiți, mă, voi să mai faceți Constituție? Nu puteți să o luați pe a noastră, să o mai adaptați, să o traduceți și să o mai adaptați un pic? Zice că noi avem democrație de 225 de ani, voi aveți de 10-12 ani, 15 ani, vă spun de atunci. Zice, nu puteți să faceți treaba asta, că era o mare discuție atunci cu părintele Constituției și cu Iorgovan și cu... Și nu știu, frate, de ce, dacă nu se vrea, că era simplu, nu? Luam și noi, o adaptam puțin, că într-adevăr trebuie să o adaptez, nu? Asta este clar, dar în mare, un 80%, 90% sunt aceleași chestiuni legate de democrație, care ar trebui să existe peste tot în lume. Că doar nu o să luăm exemplu de la ruși sau de la chinezi. Eu zic că trebuie să luăm totuși de la americani, de la nemți, de la francezi, de la modelul european sau modelul american. În fine, nu mai contează, asta e o altă discuție. Dar revin la această chestiune. Asta ar fi legată de salariu minim. Eu nu aș vedea un salariu minim în România mai jos de 500 de euro. Și chiar nu este o chestiune populistă asta pe care o spun. Dar nu se poate trăi, domnule Emanuel. Deci tu, soț și soție, dacă ai avea măcar 500 de euro, tu, soția, 500 de euro, ai ajunge undeva la 1000 de euro pe lună venit. Domnule, undeva în România la 1000 de euro o familie, acum un copil, doi acolo, nu o să trăiască fantastic, dar o să trăiască cât de cât decent, da? O să trăiască cât de cât decent. Pentru că asta ne propunem, să facem masa de oameni care trăiesc decent în România cât mai mare, da? Eu sunt perfect de acord ca primul ministru să mănânce 10 ouă, dacă poate să le mănânce 10. Dar să mănânce și ăla care muncește un ou în fiecare zi. M-ați înțeles? Adică atât cât îi trebuie, nu? Că nu o să zică nimeni că mănâncă primul ministru 10 ouă. Să mănânce de primul ministru, dar să mănânce și omul care muncește zi de zi un ou. Să nu moare de foame. La noi, România, cu 10 milioane pe lună, salariu minim, sau cât s-a făcut acum, că îmi scapă, am un lapsus, s-a mărit un pic. Așa, este... Dați-mi voie, eu nu știu, eu pur și simplu nu înțeleg cum reușesc acești oameni. Și e păcat de ei că oamenii ăștia se trezesc la 5 dimineața, se duc la muncă, își cresc și copiii și au o grămadă de grup. Bine, în România mai există posibilitatea, mai există chestia asta, că mulți au părinții pe la țară sau îi ajută părinții sau bunicii sau chestii de genul ăsta. Dar este foarte greu. Deci oamenii trebuie să trăiască decent. Oamenii nu trebuie să milogească nimănui nimic pentru munca lor. Eu asta vreau să spun. Și mulți, ați văzut că mulți tot timpul apar niște ăștia de la patronate, știți? Aole, că n-avem, domne, cum să mărim, că nu știu... Dacă vin la discuții, se dau jos din ultimele și au vile de sute de metri pătrați și au nu mai știu ce. Dom'le, lasă să trăiască și angajatul tău, că nu o să sărăce și o să-ți aducă plus valoare. Asta este ideea, trebuie să creștem un pic și productivitate și toate. Bine, sunt discuții mari. Mă refeream așa ca idee, că la ce m-aș gândi eu, de exemplu, prima oară. Da, sunt multe. O să dau și reversul medalii, de exemplu, multă lume... Dar chiar sper să înțeleagă exact ce spun eu acum, nu aiureli. Deci nu ai urele. Până și legea, suntem în 2016, da? Toată lumea, eu sunt fost polițist și eu știu ce vorbesc. Eu nu vorbesc, eu vin de pe stradă. Eu am văzut și oameni ca dumneavoastră, și infractori, și director general, și măturători. Și eu am vorbit cu toată lumea, că să știți că ai de învățat de la toată lumea. Ai de învățat de la toată lumea. Asta este ideea. Și numai cine refuză să învețe, înseamnă că nu înțelege că lucrurile se schimbă și se schimbă foarte rapid în țara noastră și apoi se miră de ce lumea le dă eject. În fine. Domnule Dinu, pentru că suntem pe final, aș vrea să vă rog să transmiteți mesajul dumneavoastră pentru cei care v-au votat. Domnul Emanuel, mulțumesc de 6.328 de ori tuturor celor care m-au votat. Sunt extrem de fericit că am ajuns în această poziție și că am izbutit de unul singur. Și v-am zis, nu este o chestie de laudă asta, ci este pur și simplu o constatare și un lucru real.
Îi rog să fie lângă mine și în continuare, îi rog să vorbească despre mine, îi rog să-i convingă și pe alții, de fapt nu că să-i convingă, să le spună și să-i lase și pe alții să-i facă să mă urmărească și o să le dovedesc că merit încrederea dumnealor și pe viitor. A fost un rezultat extraordinar pentru mine, am sperat, aș fi sperat la și mai mult, v-am zis, singura dezamăgire a fost că oamenii nu au ieșit la vot, dar eu cred că prin neprezentarea la vot, oamenii au vrut să le dea un vot de blam tuturor politicienilor din această țară. Asta este realitatea, de fapt. Rezultatele alegerilor din Pitești sunt simple. Noi avem o categorie de populație pe care eu o respect și căreia nu-i contez votul, dânsii așa votează de ani de zile. Mai există o altă categorie de nostalgici și mai există categoria oamenilor care vor să se schimbe ceva și mai există categoria oamenilor care au ales să fie acasă. Asta este ideea. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Domnule Dinu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc foarte mult și hai România, pentru că începe campionatul european și îmi doresc din tot sufletul ca prin campionatul acesta european să renască un pic spiritul patriotic în România. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Sunt Emanuel Gheorghe și până data viitoare toate cele bune.